Bine v-am găsit! Invitații din această seară trăiesc momente groaznice prin care niciun părinte niciodată nu ar vrea să treacă. Sunt părinți care și-au pierdut 3 dintre cei 4 copii într-un mod absolut tragic. În mijlocul suferinței și al durerii lor au acceptat să împărtășească povestea lor cu noi, în speranța că povestea lor ne va face să reflectăm asupra lucrurilor importante din această viață. Alexandru Coșcodan și Liliana Raelian, vă mulțumim că ați acceptat și vă rog să primiți condoleanțele noastre. Mulțumim. Aș vrea să facem o introspecție, o incursiune în istoria voastră de familie. Unde a început și cum a început ea? Ne-am căsătorit în 2002. Tot atunci, în 2002, a venit pe lume Maria. Primul vostru copil. Primul nostru copil. Din păcate, a venit pe lume prematur. La 27 de săptămâni. După o lună de zile ne s-a spus că Maria are o boală incurabilă, hidrocefalie, și clar că a fost greu pentru noi să acceptăm. Ne-am străduit să facem tot posibilul pentru Maria, am mers la mai mulți medici, am discutat cu mulți medici, din păcate capul, boala evolua foarte repede. Înseamnă hidrocefalie pentru cei de acasă, poate, care ne urmăresc și nu cunosc. Hidrocefalie, atunci când nu se închide fontanela și se acumulează lichid în cap. Da. Din păcate, la noi a fost contra timpului și nu a avansat foarte repede. Capul creștea foarte repede în volum. Noi încercam să apelăm pe la Moscova, pe la Petersburg, chiar ce am fost cu fetița la Petersburg în 2003. Din păcate, medicii de acolo, neurochirurgii, ne-au spus că vă dăm un procent garanție că copilul va supraviețui la mai multor intervenții chirurgicale. Și am hotărât să vin acasă cu copilul înapoi, adică câtva să fie atât, câte zile va avea, atâta va trăi. Da, adică pronosticul medicului era foarte rezervat asupra longevității vieții Mariei. Da, întotdeauna ne spuneau că... Da, așa copiii, doamne, cu așa anamneză, cu așa craniu, volum, era foarte mare, deci un metru și ceva în diametru. Maxim, mergeți acasă, așteptați, pregătiți-vă de mormântare, că copilul 2-3 ani maxim o să trăiască. Am postat foarte multe materiale video pe YouTube despre Maria, puteți vedea și dumneavoastră. Maria, puteți ne spuneți datorită... canalul de YouTube unde să vă găsească? Alexandru Coșcodan, pe YouTube. Special am făcut un canal încă cu mulți ani urmă, unde postam video cu Maria. Viața ei, dar nu des, adică odată la 2-3 ani. Maria, datorită deci, îngrijirii... Maria a trăit 18 ani, țintită la pat... Foarte înaintată pentru copii cu un astfel de diagnostic. Cei care cunosc medicina știu despre ce vorbim noi. Ați făcut posibilul și imposibilul pentru ea, absolut tot. Cum au fost acești 18 ani? Bănuiesc că e foarte dificil să-ți vezi copilul suferind zi de zi. Probabil trebuia și hrănită într-un anumit mod. Medicamente foarte costisitoare. Cum au fost acei 18 ani? Foarte grei. Foarte greu, dar întotdeauna am fost lângă ea și în ultimul timp a fost foarte dificil. Îi cedau funcțiile vitale de... Organele vitale. Da. Funcțiile. De înghițire, până la urmă era deglutiție, da, am vrut să spun, dar pe înțelesul tuturor. Folosim complicații. Am mers la spitalul Ignatiengo. Am mers în 2013 cu ea. Am făcut niște investigații la reanimare
După care am plecat acasă. Când ne-au văzut la 18 ani iarăși cu Maria, ne-au întrebat medicii cum încă mai sunteți, încă mai este în viață. Am zis, da, uite, am venit iarăși, avem o problemă. Atunci s-a pus sonda, deja ea nu mai putea să mănânce, ține stătător. Acum. Slăbise foarte mult. Am început să ne facem griji și am chemat urgența. Ambulanța ne-a dus acolo, acolo i s-a pus sonda nasogastrică, prin care o hrăneam deja prin sondă, cu siringă, totul era pregătit prin blender, da. Blender, da. Și dădeam lichid. Ca să putem un mod lichid, cu siringă mare. Da. În rest, avea probleme cu se aduna lichid, deoarece cedau și plămânii încet. Eram nevoit să dormim pe rând, ca să putem să o îngrijim, ca să putem să ne odihnim pe rând. Pentru că din... E nevoie de asistență 24 din 24, da. Fiindcă eu stăteam acasă, deci mai mult noaptea mă străduiam să fiu alături și ziua tot. Când deja nu mai aveam puteri și aveam nevoie de un pic de odihnă, mă înlocuia soțul. După care, ca să mai pot ieși și la o plimbare, măcar cât de cât, pe jumătate de ori, îl rugam pe Valerian. Și Valerian, da, Valerian era mărișor, da. Era mărișor și Valerian. De 10 ani. Da. Stătea lângă Maria, o hrănea, îi dădea... Și da pastile, el știa ce pastile trebuie să-i dăm, doar de atâția ani copiii au văzut despre ce vorbim, suferința, da. Se jucau cu ea, ea ne recunoștea, cu toate că medicii spuneau nu are cum, pentru că nu are creier absolut, deci este doar lichid. Și Valerian rămânea, scotea și el lichidul, dădea medicamente, doar că mă întreba, mami, acum ce urmează? Pentru că eu îi aranjam medicația, da, 1, 2, 3 și el deja mă suna și îmi spunea, Maria are nevoie de pentru că simt că îi tremură mânuța. După în 2014 a avut un acces, da, cu convulsii foarte de durată mult și foarte grave. După care mânuța și piciorul i-a rămas intact, doar într-o poziție. Doar într-o poziție, mâna paralizată într-un fel, da. Dar oricum rămâneau doar cu ochișorii. Când veneam, dădea din ochișori, dar ne simțeam. Maria asculta muzică permanent, zi și noapte, adică unicul, să zicem... Asta era terapia ei. Da, doar auzea, da, că auzea. Nu vedea, deci deosebea întunericul de lumină, atât. Atât, da. Totuși, faptul că a trăit 18 ani, medicii ar spune că e o minune. Da. Știu că voi sunteți foarte credincioși și probabil v-ați rugat foarte mult pentru viața ei. Ne-am rugat. Da, a fost... În fiecare zi și în fiecare noapte când încercam să adorm, mă gândeam să nu să se întâmple în timpul când eu dorm, ca să fiu alături de ea. Am fost alături de ea când pe 1 septembrie 2020 am venit de la școală cu copiii, Sofia clasa 1, Valerian clasa 4 deja. Presupun că am simțit, am intuit ca mamă că ne-a așteptat și așa a fost așa cum mi-am dorit. Să dovedesc să aprind o lumânare și să-mi iau rămas bun de la copil. Pentru Valerian și Sofia a fost o mare, adică a fost o tragedie, copiii au fost afectați. Da. A fost greu. Toate că știam că spre asta merge, oricum era un să vezi copilul scenariu inevitabil, da. Cum se chinuie și îl vezi cum în mâini și în ochii tăi stinge. Se stinge, este foarte greu, deci este de nedescris. Știu
Știu că ați mai avut o pierdere foarte mare. Da. Ciprian. Ciprian a fost al doilea copilaș. Al doilea copilaș. Că sarcina de curs perfect. Da. Ați născut la termen un copil perfect, da. Sănătos. Perfect, sănătos. Și când în sfârșit trebuia să vă bucurați de această minune din viața voastră după o asemenea tragedie, pentru că un copil bolnav, dar un părinte care trece prin asta înțelege ce înseamnă acest lucru de fapt. Ce s-a întâmplat cu Ciprian? Ciprian s-a născut la termen, sănătos, era bine mersi, până când am contactat medicul de familie, pentru că am simțit că copilul e răcit. Deci avea simptome de răceală. A venit medicul de familie, l-a văzut, l-a ascultat, după care ne-a indicat să dăm doar atât. Eu am insistat pe antibiotic. M-am văzut că merge mai nu prea bine. Febra nu cedează, probabil. Dar dacă era pe Nurofen, febra nici nu apărea, deci... a fost șters tabloul clinic. Da. Și nu s-a, nu, boala nu s-a manifestat. Nu s-a manifestat. Deci noaptea a dormit bine cu mine. Dimineața totul a fost ok. În jurul orei 10. În jurul orei 10 am observat că copilul reacționează, că i s-au murit pupilele și era ceva straniu pentru mine. Nu e în regulă ceva. După asta a apărut febră brusc până la 39. Am chemat ambulanța. Când a venit ambulanța, copilul deja avea convulsii. Medicii au reacționat foarte repede. Repede a venit ambulanța, repede am fost transportat la spitalul... Spitalul numărul 1 pentru copii. Pentru copii. De sexilozul. Direct a fost dus la reanimare, s-a acordat prim ajutor, după care am fost transferat în incubator cu eu și copilul. La un moment dat am văzut că pe ochii copilului că nu e în regulă ceva. Am chemat medicul, au văzut și ei ceea ce am văzut și eu și iarăși l-au luat în reanimare. L-au luat și nouă ne-au spus să ne ducem, să mergem acasă, să, cât de cât să ne schimbăm hainele, așa. După care, dimineața când am venit deja la spital, ne s-a spus că copilul a decedat. Da. Diagnoza a fost pneumonie bilaterală și meningită fulminantă. Meningită purulentă, purulentă fulminantă, sepsis. Da. Așa Practic, acest lucru s-a întâmplat într-o zi? Cred că a fost perioada de incubare, dar... Care n-am văzut-o din cauza că... Ministrați Nurofen. Da, Nurofen și nu vedeam febră. Dacă era febră, e sigur că poate procedam altfel. Deci a fost șters tabloul clinic, nu am văzut febră. Din experiența cu Maria, imediat când se întâmpla că vă văd răcită sau tuse, trec la antibiotic. Cu Maria nu ne jucam cu gravitatea, da. Stării de sănătate a Mariei. Imediat administram antibiotic. De fiecare dată a fost așa. Cu Ciprian s-a întâmplat că, nu știu de ce nu ne-a administrat un antibiotic, fiindcă era cazul, într-adevăr. Era cazul, într-adevăr. Credeți că a fost o eroare medicală în cazul lui Ciprian? Da. Da, pentru copilul era sănătos. S-a născut aproape de 4 kg. 3 și cât? 96. 3,996. Cât acolo? Lunguț. Am avut o bucurie foarte mare când s-a născut Ciprian. Eram foarte fericiți. Dar, din păcate, ca și în cazul cu Valerian, să zicem, am fost foarte brusc. Deci s-a întâmplat, practic, într-o zi. Da, am rămas fără copil. Da. Deci Ciprian, practic, Ați bucurat de prezența lui în viața voastră doar da, o lună. Lună de zile. Arată. Are foarte, foarte rău.
vorbim acum despre Valerian. Da. Băiețelul lumină care... a fost un soare și pierderea căruia ne-a îndurerat, a îndurerat întreaga țară. Ce an s-a născut Valerian? 2010. Perfect sănătos. Sarcina tot a fost bine. După un tratament noi ambii, deci după multe investigații medicale, totul era la noi bine, a mers și la al treilea copil. Sarcina a fost normal, că limitele normalului. S-a născut la... Cel blonduț? Blonduț, da, cu ochi albaștri. Ne-am bucurat foarte mult că este sănătos. Era el în copilărie. Sunt un copil foarte pozitiv, mereu zâmbea, cu minte, deci nu dormea de la oră până la oră. Când a început să meargă mai ca orice copil mic, mai, dar întotdeauna a fost pozitiv. Deci de mic copil un soare, da. La toți zâmbea, chiar străini care veneau prin, la noi prin ospiție, la toți zâmbea și de, ne întreba mama, când mai avem oaspeți, că foarte pozitiv, social. Bun la suflet, la inimă, adică m-a ajutat pe toată lumea, absolut pe toți, nu conta prieten, rudi sau persoană străină. Era sărător la nevoie, adică nu diferenția între, mă rog. După asemenea pierderi și asemenea dureri pe care le-ați trăit, imaginez că v-ați pus toată dragostea și toată speranța în Valerian, în creșterea lui. Ați oferit iubire, probabil... Ne-am străduit să-i oferim. În exces, dacă poate fi iubire în exces. Știu că Valerian era foarte pasionat de ciclism. Cum a început această pasiune pentru el? În vara anului 2020, Valerian, având o bicicletă, mă rog, un cadou de la o rudă, s-a stricat și el vrea să meargă cu băieții. Noi locuim în apropierea parcului Valea Morilor și se mai plimblau în jurul Iazului, mai făceau un pic de sport, zicem, pentru ei. A făcut cunoștință cu un băiat din o gradă vecină, care deja făcea sport de performanță la o școală sportivă din sectorul Buicani. Și ăla l-a motivat să meargă, ca să devină și el ceva, mă rog, să facă o activitate și pentru el și mă rog, pentru sănătatea lui. Maria, simțindu-se rău în vara anului 2020, mi-a spus cu Valerian că nu am posibilitate să repar bicicleta. Și după 1 septembrie, când Maria s-a dus din viața noastră, chiar la 2 săptămâni ne-a rugat pe noi, ca părinți, să mergem la școala sportivă de ciclism și să facem cunoștință cu antrenorul. Și de atunci a început cariera lui, activitatea lui de ciclist. Era foarte străduitor și noi ca părinți ne-am bucurat foarte mult în adâncul sufletului că și-a găsit pasiunea anume, fără ca noi să-l impunem sau să-l punem ceva, chiar eu din experiența mea de viață pot să vă spun așa un lucru. Părinților mei, mă rog, un cumătul de-a lor, un an de-al meu, le-a făcut cadou practic pentru mine, să zicem, un acordeon. Gata, tu vei fi muzician, vei fi, nu știu, artist. Păi nu s-a întâmplat chiar așa, știți cum? Dacă îmi pui copilul ceva cu desâla, nu prea iese. Da, bine, îmi dădeam străduință, am făcut și colegiul tot legat de muzică, pedagogic, dar ca profesor de muzică, să zicem. Dar am mers până la un timp. După asta mi-am văzut de treabă în alt domeniu. Absolut, ceea ce nu întotdeauna părinții vă acceptă alegerea
copilului. Noi am acceptat-o, noi am acceptat-o pentru că a fost foarte... foarte mult. Da. Știu că în scurt timp, pentru că îi plăcea atât de mult, a reușit să aibă și rezultate foarte bune. Da, la două luni a performanță. 3 sau 4 săptămâni, dacă da, bine, așa se de mai mult, uită, exact. Așa de mult își dorea să obțină un loc. Ținut... Locul 2, da, la campionatul municipiul Chișinău. Prima... După care au urmat și alte. Da. Și care e și locul 1. Da. Erați foarte mândri de el, ci? Foarte, da. Da, el... și în România, de mai multe ori, vot locul 3 pe oraș Hațic. Da. Oradea. Locul 3, lot. Și noi, ca părinți, una că ne mândream, dar cum am spus și anterior, că foarte mult m-am bucurat că el și-a găsit pasiunea lui și mergea și duminica la sport. Mulți copii lipseau. Nu lipsea... Nu, vară, iar, era... alt frig, nu conta. Pasionat. Da. Și asta vă bucura și pe voi și pe el. Am scop să devin campion mondial la ciclism. Atât așa, voia da. Să devină campion mondial. Da, și ne spunea des. Da. Mama, ai încredere că eu voi deveni. Și eu spuneam, 100%. Vei deveni campion. Vei deveni. Înainte să meargă la campionat 2023, unde a luat locul întâi, tot mi-a zis, mama, crezi în mine. 2 decembrie. Bine, scuzați-ne, că noi mai uităm. Mama, ai încredere în mine. I-am spus, da, 200% am încredere în tine că vei lua locul întâi. Ceea ce s-a întâmplat, adică... Ca să vă dau un exemplu simplu, în luna noiembrie 2022 a avut un... Nu era campionat republican, era pe municipiu, da. Pe bicicletă, dar era bicicletă MTB, asta, mountain bike. Uh-huh. A căzut odată. I s-a schimbat bicicleta repede, un coleg a dat altă bicicletă, a mai căzut a doua oară, dar a terminat cursa pe locul întâi. După asta, clar că cu digitelul rupt, a stat o lună de zile până la campionat. Chiar cu digitelul rupt, mi-a spus. Așa, mă durea mult, dar... Mă durea mult. Vingător și simt. A demonstrat că nu contează de câte ori ca azi, contează da, avea ori. Abilități vrei să te ridici. Sigur, și... Așa, Federația Biciclism a Republicii Moldova a decis, bine, nu numai Valerian, dar și băiatul David, vice-campionul, prieten, coleg, ambii și careva, chiar nu știu exact, trebuia să meargă anul ăsta, în vara anului 2023, la un campionat în Italia și în câteva țări, Bulgaria, Ungaria. Bine, asta mai puțin contează. Deci trebuia să fac un giro așa. Avea da. Vise, dorințe, planuri grandioase pe viitor. Pe viitor era entuziasmat că voi merge, pentru asta mă ocup insistent. Mi-a arătat de fiecare dată, azi am cu un centimetru mușchi mai mult sau cu un milimetru. Da. Adică a fost un băiat foarte talentat, ambițios. Deștept, frumos și foarte bun la suflet. Și curajos. Un apel. Sunteți tata lui Valerian? Da. Copilul dumneavoastră a nimerit un accident. Tabloul care l-am văzut... Mi s-a spus și așa cuvinte că... Trauma este incompatibilă cu viața, la care am înțeles atunci că puțin probabil să-l mai vedem în viață. Nici nu vroiam să, practic, să respir. În păcate, aceste visuri ale sale au fost liberate într-un mod absolut tragic. Într-o fracțiune de secundă, dintr-un moment de neatenție. E irresponsabilitate, totuși. Irresponsabilitate, da. Corect. Și nu doar din partea șoferului, dar și din partea autorităților, după părerea mea, care nu au oprit această fără de lege să se întâmple, pentru că știu că șoferul nu avea dreptul să conducă.
și nu trebuia să fie la volan în acel moment. Cum ați primit acel apel, cel mai tragic apel, telefon, care nu vrea să-l primească niciodată niciun părinte? O luasem pe Sofie de la școală, în jurul orei 15.00, și băieții David cu Valerian, i-am văzut pe stradă mergând, dar nu am putut să opresc, eram în intersecție. Și am semnalizat, le-am făcut cu mânuța, un semn de salut. Ajunsesem acasă, am hrănit-o pe Sofia și trebuia să merg înapoi la muncă. Am rămăsat 2 ore până la finele, mă rog, zilei de muncă. Un apel. Mă uit de pe numărul Valerian. Da, Valerian, Valeriuș, mă rog, îl mai dezmedam, nu ți-mi minte exact. Sunteți tata lui Valerian? Da. Copilul dumneavoastră a nimerit un accident. Adică, n-am înțeles. Unde vă aflați? Prima întrebare care a urmat. Suntem aici la Îngăstăuceni, pe calea Orhielului, am ieșit din oraș, eu sunt martor cu busul. S-auzea o voce. Cine cu el? Era David. David Nicătân aceea cu o primit și el o lovitură foarte puternic, foarte mare și era în stare de șoc, dar câteva secunde mi-a spus, da, domnul Alexandru, eu sunt David, zic, ce s-a întâmplat? Și nu am mai putut vorbi și deja întrebam, bine, eu mă pornesc, am lăsat-o pe Sofia, m-am îmbrăcat cât de repede posibil, am luat mașină. Dar mi-a spus, deja a venit o ambulanță, pe Valerian l-au luat, așa că când întreabă medicii la ce spital duc, mi s-a spus la Valentin Ignatenko și am mers direct acolo. Nu, ați sunat nu soția în acel timp? Am sunat-o pe Lili. Eram la serviciu. La serviciu, deja ieșa din astea, am luat un taxi. Și eu ajunsesem la spital mai înainte decât Lili și mi s-a permis să intru la băiat. Tabloul care l-am văzut, plin de sânge, chiar și tifonul era deja imbibat de sânge. Traumatisme vizibile pe corp, nu era când nu dezbrăcase de uniforma asta lui. Dar era un tablou terifiant. Eu nu pot să redau cu cuvinte ce am văzut și nu doresc la niciun părinte să-și vadă copilul în așa stare. Absolut la niciun părinte în viață. Valerian nu era conștient deja la spune. Nu era deja conștient. El din momentul căderii pe traseu atunci, când a căzut el practic de atunci. Căderea a fost fatală atunci. A fost un impact foarte puternic, probabil avea viteză mare. Casca de la lovitură. Din nefericire a zburat casca. De la lovitură puternică de automobil. Da. Pentru că automobilul avea viteză. Foarte mare. În jur de 80. Și la prima lovitură i-a sărit casca sau ei de obicei dublu se încheie că să fie... Nu, și nici nu s-a desprins aici. Aici a rezistat, adică casca de calitate era bună. Dar din cauza loviturii că a fost din spate, știți? Și s-a stricat interior. În interior este alt mecanism suplimentar care strânge. De la așa lovitură puternică, aceea s-a rupt pur și simplu. Și când a... Când a aterizat, a aterizat... Direct, cu capul... În scenariu cel mai groaznic posibil. Poate dacă cădea pe o parte, rupea o mânuță, poate, nu știu, clavicula, un os, ceva. Direct în cap. Cel mai strașnic scenariu care putea exista, s-a întâmplat exact așa. Medicii v-au zis din acea zi despre starea lui și pronosticurile medicii lui Valerian? Sau erau rezervați? Erau foarte rezervați, zicem așa. Da. Ne-au cerut semnăturile pentru să suntem de acord să înceapă operația pentru că este foarte contratimp. Deci cât mai repede trebuie de... operația a durat în jur de 5-6 ore. Da. Medicii s-au străduit, au făcut tot posibilul,
Dar după operație ne-au spus că este stabil. Stabil grav. Stabil grav. Totul depinde de lovitura la craniu. Adică noi am făcut ce am putut. Mi s-a spus și așa cuvinte că trauma este incompatibilă cu viața, la care am înțeles atunci că puțin probabil să-l mai vedem în viață. A doua zi l-am transportat, s-au vorbit medicii între ei, la spitalul de neurochirurgie Corolin. Institutul neurochirurgie și neurologie. Da. Acolo s-a făcut tomografia, la care... După aia a fost transferat în... Reanimare. Reanimare. Dar la tomografie am avut îndrăzneala să mă uit pe furiș, la care am văzut că creierul... Este totalmente afectat. Este mort. Având experiență cu Maria, atâtea tomografii, vedeam cum am studiat mult. Când am văzut tomografia lui Valerian pe furiș, așa că nu ne permiteau să ne uităm până nu ne spun medicii. Creierul era... De ce l-a murit pe loc? Acolo, asta o ce. Da, medicul de la... A ținut... A fost în viață atâta timp cât era puternic, antrenat. De chinimioară să mă zbătea și plămâna și... Cu toate că avea contuzii la plămâni, la rinichi, multe lovituri. Organismul tânăr, puternic. Din... A rezistat încă două zile. Faptul că era... Antrenat. Antrenat? Da. Sănătos da. Și sănătos, puternic? Da, da. Făcut să reziste aceste lovituri. Da. Aceste... Ceva... A rezistat doar două zile, atât cât... Două zile. Da. Valerian, la vârsta lui de 12 ani, era mai înalt ca mine. Avea 1,70 m. Și cântărea 65 kg. Adică nu ne mai vorbim de structura corporală, deci musculatura aici, aici, că sportiv, ciclist mai ales, vă dați seama. Tot efort, practic, în... Uf. Dacă medicii erau atât de rezervați și v-au spus că trauma este incompatibilă cu viața, voi, ca și orice alți părinți, sigur că ați sperat da. Într-o minune până în ultima clipă. Da, mergeam la el, vorbeam cu el, ne străduiam să, din păcate, puțin timp ne acordau medici, pentru că era sale, da. Nu puteam să stau mult, în cel puțin câte o oră, 40 de minute ne permiteau dimineața și seara, da, să vorbim cât mai mult cu el, să poate cumva printr-o minune... Vă dau un semn. Vă dau un semn, din păcate. Au fost cazuri în... Istorie, da? În istoria da. Medicinii, chiar, să zicem, mai 90. Vorbeam de... Doamne. Bine, a stat jumate de an în comă, după care și-a revenit și mai... Avea în vârstă de 55 și mai trăit până la 75 de ani. Deci nu era mintea lucidă, dar... 97% din creier nu a fost afectat. Deci așa, minuscule. La noi, din păcate, a fost fatal. Cum spuneam, din toate, nu știu, scenariile sumbre existente, la noi cel mai... De groază. Da. Filmul e horror. Așa o poveste de viață tristă ca a voastră, eu cred că nu a mai auzit nimeni. Se moară 3 copii. Ce este acesta? V-ați pus probabil de multe ori această întrebare. Ați reușit să găsiți un răspuns? Prea multe întrebări. Puține răspunsuri. Practic deloc răspunsuri. Căutăm toată viața răspuns la lui. Am căutat întrebări de ce s-a întâmplat cu Maria, așa, de ce cu Ciprian. Acum chiar nu știm... Acum suntem dispuși să credem și, nu știu, căutăm întrebări, dar puține răspunsuri.
cred, nu știu, în influența naturală, supranaturală, în orice. Adică căutăm semne, indicii careva, care putea să fie cauza. Ne întoarcem și la religie, cum ați menționat și dumneavoastră, suntem teiști, nu suntem atei. Mergem la biserică, mergem la mănăstiri. Am fost după Ciprian la... La foarte multe mănăstiri. Foarte multe mănăstiri. Da. Practic, zona Moldovei, din partea României, zona Moldovei noastre. Nenumărate... Știam traseele mănăstirilor. Și am fost și la o biserică, la Teodora de la Sihla. Mănăstirea sunt pe Teodora de la Sihla. Am ajuns până la urmă să vorbim cu starețul mănăstirii. Am povestit câte ceva, adică totul din viața noastră, pentru că a doilea copil și tot cu capul, deci da. Bine, coincidență, dar deja nu prea pare a fi coincidență. După care starețul mi-a spus că posibil să se fi lipit vreun blestem de voi. Cine poate fi? Din rude, din părinți, din cineva? Și căsătoria noastră nu a fost la început cea cu un bun drum în viață din partea părinților. Da, părinții mei au fost împotrivă. Unii au binecuvântat, altul tatăl meu și-a permis nici să nu vină la nuntă, având un singur copil, adică care era motivul? Eu? Da. Vă plăceau socrii? Nu. Până în prezent. Au fost niște răspunsuri așa evazive, că e mai înaltă ca tine, că e mai mare cu un an și 6 luni. Măi, haideți, chiar sunteți penibili. Cum? Contează înălțime, contează vârsta de astea. Motive clare, de ce, poate blestemuri, poate ceva, nu, toți neagă faptul, nu. Bun, au fost și directe. Starețul nu degeaba a spus că s-o fi lipit. Și ne-a spus să schimbăm ceva. Știu că ați schimbat familia. Da, da. Încercați să schimbați ceva, poate... Deci Maria era Coșcodan, Ciprian Coșcodan, deja Valerian Raelian și Sofia tot Raelian. Nu a funcționat. Nu a funcționat. Din păcate. Ca... Cu 3 săptămâni în urmă vorbisem cu taică-mea, ne-am văzut și la telefon am mai discutat. Spune-mi, te rog, motivul. De ce? Cum o persoană matură, meștat, cum tu poți să mă urăști așa atât de mult pe mine, ca fiul tău? Bine, vezi că a căzut toată ura și negativismul tău a căzut nu pe mine. Eu sunt în viață, bine, mersi, cu Lili, dar au căzut pe nepoții tăi, pe care i-ai ținut în brațe, i-ai iubit foarte mult. Cu 2 săptămâni înainte de a muri, Valerian a fost la mine la serviciu și s-a întâlnit cu taică-mea. Și a stat numai cu taică-mea, adică nici nu a venit la mine în birou să vadă cu colegii mei, că mă rog, toți îl cunoșteau. Adică, cum te simți tu acum? Eu am considerat că nu este perechea ta, atât. Atât de drastic și pe poziții, eu nu pot înțelege. Adică... Deci după aceste mari pierderi din viața voastră, nu a venit cu un mesaj de regret? Nu. Nu? Adică oamenii... Cu mine categoric nu vrea să vorbesc. Oamenii nu se schimbă. Eu am încercat de câteva ori, dar închidea telefonul. Cu Alexandru vorbește cu mine. Și l-am întrebat, bine, tu când ai văzut că căsătorești cu mama, părinții ei, adică bunei mei, au fost împotrivă? Cineva ți-a creat impedimente? A spus că nu ești destoinic, că nu meriți pe fapt? Sau s-a găsit ceva cusururi acolo? Nu. Atunci care a fost problema ta? Eu cu femeia asta am vrut să-mi creez o familie, asta. Ce am făcut? Mă întorc la discuția de acum 3 săptămâni. Am trăit 22 de ani
deja am, da, am împlinit acum cu... 10 martie. 10 martie am împlinit 23 de ani de când suntem împreună și 21 de ani de la căsătorie. Ce nu vă liniștiți? Ce nu vă place? Ce nu vă ajunge în viață? Răspunsul nostru. E strașnic. Eu aș vrea să vin cu un mesaj către alți părinți, alte familii pe viitor, nu știu. Oameni buni, gândiți-vă ce faceți cu copiii voștri, dar dați-le voie să facă ce vor, să căsătorească cu cine vor. Nu trăiți viața lor. Nu-i conduceți așa de mult, nu influența asta... O mică veghere a copilului e binevenită, dar nu... Presiune. Presiune totală. Trebuie să mergi numai decât să devii muzician, nu mergi acolo, nu fac aia, nu te căsători cu aceea, că e mai înaltă, că e mai mare, că nu știu ce acolo. Dacă copilului e bine, de ce te implici? De ce? Bucură-te, stai deoparte, ajută-l cu ce poți, la revedere. Nu trăiești tu cu dânsa sau cu dânsul. Asta aș vrea să aduc la... Că mă doare faptul ăsta. Știu că voi primiți semne de la băiatul vostru, de la Valerian. Știu că l-ați visat. Da. A venit în vis. A venit. Și mi-ați spus că vă place să dormiți, că știți că dacă veți dormi o să vorbiți cu băiatul vostru. Da. Ce v-a spus în vis? După o săptămână de la înmormântare, am avut o stare foarte gravă de depresie, de neacceptare, de șoc. Nici nu vroiam să, practic, să respir. Sofia era la sora mea, pentru că noi eram total distruși. Nu puteam nici să mă ridic din pat. Deci după o săptămână l-am văzut pe Valerian, cum îmi spunea de obicei mămica mea bună și frumoasă. Deci mă străduiam cât de cât la serviciu să meargă aranjată. Băiatul mi-a spus, mami, e timpul să te ridici și vreau să te văd așa cum te știu. Cum te duci la muncă, cum te aranjezi. Cum te îmbraci frumos, deci mi-a dat un mesaj să mă ridic. Și am încercat și să merg la muncă două zile, fiind pe buletin. Am venit acasă cam obosită și vă dați seama că nu eram în stare nici fizic, nici... Pentru că dumneavoastră, pentru cei de acasă, să le spunem, sunteți psiholog. Da. Alinați durerea altor oameni. Știm. Alinați durerea altor oameni. Da. Iar durerea dumneavoastră, cine o alină? Mergem la psiholog. Mergeți și dumneavoastră, faceți terapie. Da. Și dumneavoastră le faceți. Și eu și Sofica. Toți mergem. Trebuie să trecem etapele durerii, pentru că sunt 5 etape. Neacceptarea, adică șocul, neacceptarea, da. Depresia, negarea la început. Negarea, da, adică iar din suflet să vină cât mai repede acea perioadă de acceptare, chiar dacă este un parcurs care e inevitabil după așa o pierdere tragică. Ce alte semne vă dă Valerian Alexandru? Îl visez, practic pe fiecare noapte de asta și menționat și eu faptul că... Abia așteptați să mergeți la culcare. Da. Vorbesc cu pozele lui, stai în față și... Greu adorm, problemă. Doar cu medicamente adorm. Dar, în schimb, mă bucură starea asta, că îl visez și îl visez viu, prin energie, activ, cum era mereu.
până când ne trezim. Până ne trezim și impactul ăsta e foarte dureros dimineața. Cu realitatea. Da. Sofia, fiica voastră. Da. Dragostea voastră. 9 anișori are. Da. Dau seama că a fost teribil pentru ea să-și pierdă mai întâi sora, după care fratele. Da. Cum o ajutați? Cum i-ați comunicat? Cum vorbiți cu ea? Cum a trecut un copil peste o asemenea tragedie? Ea trece practic toate etapele ca și noi. Ca și noi, da. Da. Îi lipsește fratele. Ei... Seara de obicei stăteau la televizor, discutau despre unele filme, aveau ei... Aveau jocuri online de pe telefoane. Da, se jucau, unde se mai certau, ca frații. Ca frații. Și acum îi lipsește foarte mult. Mama aprinde lumina că, și dacă stăteau la televizor și mai... Stăteau fără lumină. Acum mama prinde lumina pentru că nu este Valerian și se simte singură. Da, se simte foarte. Stă și ea pe medicamente calmante. Am fost pentru că la o săptămână și-a pierdut cunoștința și a avut mari dureri de cap, după care a mers la medicul neurolog. Ne-a dat un tratament și pentru ea. Și urmăm tratamentul conform protocolului. Și da, și la psiholog. Vreau acum pe final de emisiune. Da. Și el ceva, are pe jos așa. Da, da, vă rog. Într același liceu învățau, Badea vizita în clasă, se mândrea, uite, toți îl cunoșteau, tot liceul cunoștea că e campion. Simțea să fie că un sprijin, un spate, apărătorul ei. La moment Sofica încearcă să-l copie într totul, știți? Iată, Badea mânca mâncarea asta preferată, făcea lucrurile astea, făcea cealaltă. Asta. Simte foarte, foarte singuratică și noi ne stăduim împreună cu Lili să susținem. Susținem. Să vorbim cât mai mult. Să... Da. Asta e. Vă rog să-mi spuneți pe final de emisiune ce așteptări aveți de la proces. Eu totuși cred că echipa, adică cei care ne ajută în cazul cu Valerian, își fac datoria, adică conform legislației și cu bunul simț. Am mare încredere că se va face dreptate, pentru că în memoria lui Valerian și a viselor lui neîmplinite, spulberate într-o secundă, nu cred că sunt oameni care să nu-și dorească să fie pedepsit după cum merită, pentru că într-adevăr ne-a spulberat, ne-a distrus. Și acum reîncepem din nou. Eu cred în judecata va lua o decizie corectă. Eu mă alătur cuvintele lui Lili. Suntem siguri că va fi o judecată corectă. Și... Fiecare din și judecători și procurori, oricine ar fi, au și ei copii, dumnealor au copii și sper să ne înțeleagă durerea și zilele... Să răspundă pentru fapta sa. Da, nimic mai mult. Să răspundă pentru fapta care a comis. Vă mulțumesc din suflet că v-ați adunat puterile și ați venit și vă doresc foarte multă putere. Dragii noștri, vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi. Vă aștept tot aici, la Iubește Viața și săptămâna viitoare. Numai bine vă doresc!